născut în seara de Crăciun. Să știe. Să rămâne bună seara, doamnelor, domnilor, domnule primar, stimați invitați, bine ați venit la concertul de Crăciun pe care în fiecare an, de ceva timp, primăria municipiului, prin implicarea directă a domnului primar, Ovidiu Teodor Crețu, încercăm să vă aducem momente frumoase în sufletele tuturor. V-aș ruga să îmi permiteți, în această seară, stimați invitați, să începem acest concert altfel. Concertul de astăzi este dedicat Revoluției Române din 1989. Dați-ne voie ca timp de maxim 15 minute să medităm, să ne amintim, adică un remember 1989 și apoi să intrăm în frumusețea sărbătorilor de iarnă. Vă mulțumesc! Bună ziua, doamnelor, domnilor! Este decembrie. Radio BC. Sunt Dorel Cosma și vă propun un remember. Decembrie 1989. Pune, tată, steag la poartă. Iartă-mă. Iartă-mă că am murit. Știu că mama mai așteaptă și mai știu că într-un ceas albit. Pune, tată, steag la poartă. Iartă-mă, iartă-mă, că am murit. Știu că mama mai așteaptă și mai știu că într-un ceas albit. Ce lumină lină ne îndulcește moartea celor ce-am căzut în București. Părul maicii mele luminând și partea nevăzutelor cărări cerești. Trecolind în astă seară, leru-i ler,
flori de măr, plerile. Noi cu ochii plânși spre țară, tremurăm la o poartă de cer. Ce lumină lină ne îndulcește moartea celor ce-am căzut în București, părul maicii mele, luminând și partea nevăzutelor cărări cerești. O fărâmă de colindă, du-o, Doamne, până la îngeri, până sus, ca într-o noapte ea să aprindă candelă a celor ce s-au dus. Ce lumină lină ne îndulcește moartea celor ce-am căzut în București, părul maicii mele, luminând și partea nevăzutelor cărări cerești. Pune, Tată, steag la poartă, iartă-mă, iartă-mă că am murit. Știu că mama mai așteaptă și mai știu că într-un ceas ne-ndulcește moartea celor ce-am căzut în București, părul maicii mele, luminând și partea nevăzutelor cărări. A fost ora 23, buletin de știri, București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, Revoluția Românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească. Doamne, vino, Doamne! Buletin de știri. Bistrița, decembrie 1989. Bistrița nu rămâne indiferentă. Șuvoaie de oameni încep să curgă din zona industrială. Dragi colegi, în urmă cu o săptămână, frații noștri din Timișoara au ieșit în stradă, cu mic, cu mare, să-și ceară cele mai elementare drepturi care ar trebui să le aibă un om în România. Au cerut căldură în casă pentru a nu le mai îngheța copiii și au fost încălziți cu gloanțe. Au cerut mâncare pentru că numai ei știu cum trăiau de pe o zi pe alta și au fost alimentați cu baioneta. Pune, Tată, steag la poartă, iartă-mă, iartă-mă că am murit. Știu că mama mai așteaptă și mai știu că într-un ceas albit. Nopți de bază de care nu mai știu. Oarecum poate fi considerat un om, un tiran care afirmă că elemente șovine, antinaționale, huligani și teroriști au atacat Timișoara și că armata și-a făcut datoria oprind prin orice mijloace demonstrațiile. Oare
a cere mâncare și căldură înseamnă a fi șovin? Oare mamele moarte pentru că cereau medicamente pentru copiii care se stângeau sub ochii lor erau elemente antinaționale? Oare acei mici copilași care au cerut din pietrele lor și cu toată puterea lor vrem pâine, vrem lapte, vrem carne, erau teroriști? Trebuie să ne trezim, fraților. Trebuie să ne alăturăm și noi mișcării din țară care s-a pornit împotriva celor care ne amărăsc viața. Pune, tată, steag la poartă. Iartă-mă. Iartă-mă că am murit. Știu că mama mai așteaptă și mai știu că într-un ceas a albit. De ce nu încetați acest cumplit război? De ce mă gândiți? E timpul să murim dacă este nevoie, dar nu de foame, ci pentru o cauză dreaptă a noastră, a tuturor. Să arătăm acum, în al 12-lea ceas, că suntem hotărâți să nu ne mai chinuim pe acest pământ ca niște câini bolnavi și măcar pentru copiii noștri să facem să aibă o viață de om. Să cerem fraților și copiilor noștri din armată să nu tragă în noi sechelele criminale ale dictaturii. Acum nu mai avem ce pierde, așa că haideți, fraților, în numele dreptății noastre, să le arătăm criminalilor că nu ne temem de teroare și că noi, cei mulți și oropsiți, știm să fim o forță, chiar cu mâinile goale. Pune, tată, steag la poartă. Iartă-mă, iartă-mă că am murit. Știu că mama mă așteaptă. Și mai știu că într-un ceas a albit. Să vezi ce-a mai rămas din oameni. Revoluția s-a declanșat și în Bistrița. Șefii comuniști ai județului o întind fiecare pe unde apucă. De la balconul Revoluției Bistrițene să citește următoarea proclamație. În numele poporului din Bistrița Năsăud, Comitetul pentru Democrație hotărăște, cere demisia imediată din toate funcțiile de partid și de stat a lui Ceaușescu Nicolae și a susținătorilor săi. Demisia întregului Comitet Central, Guvern. Alegerea unui guvern provizoriu format din reprezentanți ale tuturor claselor sociale și din personalități ale vieții publice românești. Organizarea în cel mai scurt timp posibil de alegeri libere, democratice. Formarea unui tribunal al poporului format din juriști cu vederi democratice care să cerceteze și să stabilească răspunderile în sarcina celor vinovați de uciderea nevinovată a cetățenilor din țară care au manifestat pașnic. Constituirea unei comisii formate din economiști, sociologi, juriști, militari și din reprezentanța ai tuturor categoriilor sociale care să cerceteze cauzele stării actuale a economiei naționale, vinovații de această stare și să propună măsuri pentru restabilirea situației economice a țării și a prestigiului ei pe plan internațional. De ce nu încetați acest cumplit război? De ce vă gândiți numai la voi? Pune, tată, steag la poartă. Iartă-mă. Iartă-mă că am murit. Știu că mama mai așteaptă
Și mai știu că într-un ceas albit. De cei ce vă acuză de acolo din mormânt. Revoluția românilor a învins. După 25 de ani de teroare, dictatura Ceaușescu a fost răsturnată. România a redevenit liberă. Să vezi ce-a mai rămas. Bistrița. Azi, 22 decembrie 1989, Comitetul Refacerii Naționale din județul Bistrița-Năsăud aduce la cunoștință întregii țări că aici forțele democratice sunt stăpâne pe situație fără a se fi vărsat sânge. Am luat măsuri pentru apărarea obiectivelor economice și desfășurarea activității fără incidente. De 25 de ani, Bistrița este liberă. Remember, pune, tată, steag la poartă, iartă-mă, iartă-mă că am murit. Știu că mama mai așteaptă și mai știu că într-un ceas a albit. Vă mulțumim pentru atenția cu care ați urmărit la acest Remember și vă rog să-mi permiteți să-l invit pe domnul primar Ovidiu Teodor Crețu la microfon spre a deschide acest concert dedicat celor 25 de ani de la Revoluția Română și desigur sărbătorilor de Crăciun. Domnule primar, vă rog. Salut, bună doamnelor și domnișoarelor, bună seara, domnilor, vă rog să vă ridicați pentru un moment de reculegere în memoria martirilor Revoluției Române din 1989. Vă mulțumesc. Dacă regia poate să aprindă luminile și în sală, aș ruga să o facă. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la concertul de Crăciun pe care Primăria Municipiului Bistrița, în organizarea Centrului Municipal de Cultură, îl oferă în fiecare an sau în ultimii 5 sau 6 ani. În acest an,
anul 2014. Am organizat acest concert împreună cu Asociația Revoluționarilor din România și îl dedicăm nu numai sărbătorii de Crăciun, ci și aniversării a 25 de ani de la Revoluția Română din 1989. Moment de răscruce în viața poporului român. Ați putut să ascultați un moment artistic dedicat acestei revoluții, dedicat acelui moment care ne-a transformat viața. Salut cu respect prezența în această sală, la acest concert, a unora dintre fruntașii revoluției de aici, de la Bistrița, a cei care în decembrie 1989 au fost cei care au putat pancarta pe care scria trăiască eroica noastră clasă muncitoare. Domnul Ion Bența, domnul Ion Blaga, domnul George Avram, vă rog să-i aplaudați. Nu-l văd pe domnul Florin Chereji sau pe Carmen Moldovan sau pe alții, dar sunt convins că mai sunt și alți revoluționari aici și cu respect mă aplec în fața lor spunându-le vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut, vă mulțumim pentru că și la Bistrița ați declanșat și ați condus acea mișcare populară care a susținut mișcarea din Timișoara, București, Iași și celelalte apoi, care a dus la schimbarea regimului politic din România. A fost un moment de răscruce în viața noastră a tuturor și la vremea respectivă a trebuit să fie oameni cu foarte mult curaj, cu spiritul sacrificiului în ei, care să ducă flacăra. Acest simbol este o flacără. Flacăra dorinței de libertate a noastre, a tuturor. Flacăra dorinței ca noi să trăim în libertate. Nu noi neapărat, ci în special copiii și urmașii noștri. Văd foarte mulți oameni cu părul alb ca mine în sală. Probabil că ne-am întâlnit cu toții în acea coloană care mărșăluia. Dar trebuie să o spunem cu decență și cu demnitate, că am stat mai în spatele coloanei, pentru că ne-am temut că AKM-urile de la Unitatea Militară vor trage și ne gândeam la copiii noștri. Dar cei care, i-am pomenit mai înainte, Blaga și Bența și Avram și Chereji și alții, au mers în față, au pus pieptul în fața acestor mașini care ar fi putut să termine revoluția. Din fericire, nu s-a întâmplat așa. Am dorit să marcăm acest moment, pentru că sunt 25 de ani de când viața noastră s-a schimbat. Am parcurs jumătate din perioada în care viața noastră a fost mutată într-o altă sferă. 50 de ani de comunism. Iată că avem deja jumătate din această perioadă de democrație, învățăm democrația, încercăm să o aplicăm, încercăm să ne facem viața onestă, corectă, frumoasă și decentă. Vreau să salut participarea la acest concert a autorităților județene, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Dorin Popescu, și a altor oficialități care sunt în sală. Acest concert pe care vi-l oferim cu mare plăcere și cu mare drag de Crăciun, pentru că dorim să pregătim Crăciunul, dorim să pregătim acea clipă magică care se întâmplă noaptea de 24 spre 25, când toți credem că vine moșul. Toți credem că s-a născut atunci în iezile a Ierusalimului Iisus Hristos. Toți credem că viața noastră se schimbă odată cu acea naștere, odată cu venirea Lui pe lume. Și viața noastră s-a schimbat de multe ori, inclusiv în 1989. Mă bucur foarte mult că sunt aici, în sală, și oameni tineri, chiar și copii. Și dați-mi voie să o salut cu prietenie pe prietenia mea, Iulia de la Lechința, care a venit să asculte concertul de Crăciun. Un concert de muzică clasică. Faptul că
vin oameni din afara orașului să asculte muzică clasică, să se bucure de aceste creații ale Europei. Este un lucru extraordinar de pozitiv. Asta înseamnă că șansa noastră de urbanism, de civilizație, de lumină, este una extrem de importantă. Doamnelor și domnilor, vă rog să primim cu un ropo de aplauze European Royal Orchestra, care este a treia oră la Bistrița. Bine ați venit! Nu-l văd pe domnul dirijor Florin Cioflică. Bine ați venit la Bistrița, domnule dirijor. Ei sunt pentru a treia oară la noi acasă. Ne-am bucurat de fiecare dată și ne-au adus un lucru extraordinar. Desigur că repertoriul este unul excelent, este unul formidabil, dar v-aș ruga să vă amintiți o chestiune care nu o să putem uita. European Royal Orchestra ne-a adus Highland Cathedral, o melodie care n-a mai cântat-o nimeni în Bistrița și care ne-a deschis, iubitorilor de muzică, un orizont extraordinar. Vă mulțumesc, domnule Cioflică, pentru ceea ce ați adus. Domnilor și domnilor, ne străduim să vă oferim, așa cum spuneam, bucăți de lumină, bucăți de frumusețe, bucăți de acțiuni culturale în organizarea Centrului Municipal de Cultură. Domnul dr. Dorel Cosma este cel care se ocupă de organizarea lor, începând cu târgul care îl avem aici, cu concertele de colinzi, pentru că rădăcinile eternității sunt în preajma pomului în fiecare seară, și asta pentru că dorim să pregătim, să vă pregătim și să ne pregătim pentru minunea nopții de Crăciun. Acest concert este perla coroanei din cadrul acestor acțiuni și vă mulțumesc că ați venit. Vă doresc să aveți sărbători fericite, să vă bucurați de ele, să fie frumoase și îmbelșugate. Vă doresc, la fel cum mi-am dorit și mi s-a împlinit, să vă vină acasă copiii de pe unde sunt și să petreceți, așa cum fac românii, în familie aceste sărbători. O să încheiem ciclul acestor manifestări cu concertul de bobotează, dar până atunci este vreme mai lungă și am să parafrazez o colindă, pentru că să dăm cuvântul orchestrei și acum vă las, fiți fericiți în noaptea de Crăciun și nu uitați, când sunteți voioși românilor, să fiți buni. Sărbători fericite, Crăciun fericit! Mulțumim, domnule primar! Mulțumim din suflet. Am vrut să fac așa o intrare mai de, cum să zice, de una, academică întinsă la extrem, dar văd că nu ține. Deci vrem să ne simțim foarte, foarte bine. Mulțumim domnului primar, mulțumim tuturor celor care s-au gândit la noi și ne felicităm, cu toate că nu este meritul nostru, pentru această minunată piesă care a spus, despre care vorbea domnul primar, și vă promitem că nu o să lipsească la niciun concert de al nostru, chiar dacă nu este trecută în program, ea este surpriză. Vă mulțumim!
Vă mulțumim, chiar dacă această lucrare este extraordinar de pretențioasă și trebuie făcută cu cel puțin 70-80 de persoane, nu am putut să nu venim la dumneavoastră atât cât am putut să scoatem din ea, cu mici retușuri pe colo, pe colo, specialiștii știu și cred că își dau seama unde ne-am băgat puțin mânuța, nu e permis, dar am ținut în mod special să venim cu ea la dumneavoastră. Și sper că v-a făcut o plăcere deosebită. Vă mulțumim din suflet.
ei sunt de vină. Cineva, cineva spunea că un dirijor când greșește nu se vede. Dar mai, cel mai urât lucru este că dacă a greșit i-a încurcat pe toți. V-am spus că nu putem fi nici ca la Scala din Milano. Suntem la Bistrița. Aici trebuie să fie o chestiune, o energie extraordinară în care să intre pe scenă cine dorește să cânte, să cânte. Noi le stăm la dispoziție. Ne-am trezit o fată frumoasă și să vedeți ce frumos Thank you.
De emoție sau nu cred, mi-a zburat și bagheta. Dacă cineva o găsește, recompensa n-am ce să-i dau, dar mulțumesc frumos. Să nu mai mi-o aduc. Are o istorie îndelungată. Dar nu-i nimic, merge și fără baghetă. Surprizele, am spus că trebuie să apară și ne-am gândit că este momentul ca acea melodie care practic ne-a consacrat la dumneavoastră să-și găsească locul, de-aia nici nu am trecut-o în program, ca să o puteți asculta de fiecare dată în prima audiție.
cred că această piesă are o încărcătură deosebită pentru dumneavoastră și în timp ce o cântam, m-am gândit, ca să o aveți mai tot timpul, o să pregătim o orchestrație pentru orchestra militară de la dumneavoastră și când aveți activități cu dânsii, s-o cânte că poate s-o cânte. Ca să o aveți tot timpul la dumneavoastră aici, am să vorbesc personal cu șeful de muzică, da? Și am să-i dau orchestrația făcută adevărat și de fiecare dată să nu ezitați să o cânte, că asta este o melodie și cred că vine undeva și din credința pe care se simte în zona la dumneavoastră mult mai mult decât n-aș vrea să mai vorbesc mai multe, dar se simt anumite lucruri. Exact. Mulțumim frumos și ne bucurăm că am deschis această minunată, să zic, inițiativă. De ce nu? Ideile vin din idei și lucrurile frumoase se nasc din lucruri frumoase. Noi ne continuăm programul.
La noi regula în orchestră este să nu se supere nimeni. Vă rugăm să vă ridicați și cei care n-ați cântat. Poftiți, maestrilor! Apropo, nu mă pot abține pentru că sunteți atât de aproape și vreau să vă mai spun și eu câteva așa să ne înveselim. Zice că unul intră pe scenă și îl întreabă prezentatorul: dumneata, la ce cânți? Păi să vă spun, la vioară nu, la acordeon nu, la oboi nu. Păi atunci de ce ai venit, domnule? Să mulțumesc maestrului care m-a învățat. Felicitări celor care au cântat în tăcere. Thank you.
Avem toată încrederea că tineretul nu ne dezamăgește. Și menirea noastră ca și orchestră e de a aduce în fața dumneavoastră și în fața a orice public care cântăm, să aducem voci tinere, voci care să ducă mai departe ceea ce e frumos, ceea ce este bun și care contribuie la o educație deosebită. Noi ne continuăm programul cu... Am și uitat ce să mai cânt, pentru că emoțiile, să știți că mă copleșesc. Nu știu de ce, dar parcă vin pentru prima dată.
și îi las afară. În orice cor a preso non distruggi solo a guardare. Amo coppa ya maya furiculi furicula furiculi furicula coppa ya maya furiculi furicula. Oggi dalla Spagna io vengo a te. Tirata con le pugne detto fatto in ciel si va. Si va siccome vento vola scatto e si avvicinerà. Să mai spună cineva că esențele mici nu sunt ținute, sau invers, cum să mai zic, esențele tari sunt ținute în sticluțe mici. Bravo, maestru! Felicitări! I-am acordat felicitări la microfon, le merită. Io fugo girare
Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, fericire și sfintele sărbători să vă aducă tot ce vă doriți dumneavoastră. Pentru că după mine aveți tot ce vă trebuie. Aveți o liniște, aveți oameni care creează această liniște și vreau să vă spun că noi mergem pe unde mergem, dar vă spun fără nici o chestiune așa de complezență. Noi ca la Bistrița nu ne simțim în nicio parte. Deci la modul cel mai serios, faptul cum suntem primiți și ce să vă spun, parcă suntem ai casei, nu știu, simțim că suntem lângă dumneavoastră, cu dumneavoastră. Noi vă mulțumim, vă urăm toate cele bune și să vă ajute Dumnezeu să faceți numai lucruri frumoase așa cum le faceți. Doamne ajută și bis. Și ca să fie bisul bis, ce credeți că e la bis? Noi nu vrem să încheiem chiar așa. Pentru că toată lumea cântă de asta, nu știu ce. Eu cred că imnul orașului va deveni Highland Catedrale. Și așa că îl vom mai cânta o dată, cu promisiunea fermă că de săptămâna când se vor relua activitățile, orchestra militară îl va avea și îl va cânta la orice manifestare dumneavoastră o solicitați. Este o emblemă după cum vedem. Și dacă ne ajută Dumnezeu, data viitoare am să vin cu el scrisă, știți că original e cu cimpoi scoțian. Și o să fac eu cumva să găsesc și cimpoiul ăla. Da. Și acea tobiță scoțiană elegantă, da. Bun. Încheiem acest minunat concert cu Highland Catedrale. Și vă urăm tot binele din lume. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate.
Așteptăm din partea dumneavoastră ce considerați din ceea ce s-a cântat până acum. Ce credeți că v-a emoționat cel mai tare? Să vină Travian. Alo, Traviata, sunteți... Vă mulțumim din suflet și așa cum dumneavoastră ne-ați primit foarte bine în anul 2015, pentru că e o surpriză, dar o punem așa agățată ca o chestie să fie surpriză, vă pregătim și noi ceva frumos. Dar, prin domnul director, în luna februarie o să aveți o surpriză extraordinar de plăcută din partea noastră a orchestrei. Și nu vă spunem ca să fie surpriza surpriză, numai domn director o știe. Multă sănătate, multă fericire și ne bucurăm din suflet că sunteți atât de mulți și iubiți muzica adevărată și muzica care zicem noi și nu zicem numai noi, ne face mai buni,
mai îngăduitori și mai aproape de Dumnezeu. Vă mulțumim din suflet. Doamne ajută! Dacă ne este permis, am vrea să-l invităm pe domn primar și pe domn director să facem o fotografie pentru, cu orchestra noastră, pentru acea surpriză din februarie, că este foarte importantă. O fotografie cu orchestra. Le mulțumim foarte mult. Maestro, ne-am adus și ne face o poză, da?